În spiritul campaniei electorale, lucruri rămase nerezolvate de multă vreme intră subit în atenția actualilor edili. Amenajarea parcurilor și a locurilor de joacă pentru copii este unul din subiectele mult discutate de zălăuani. Toți ne dorim condiții sigure și bune de joacă pentru copiii noștri. Toți ne dorim să putem sta liniștiți în parc, să găsim acolo o oază de relaxare. Pentru că o lungă perioadă de timp acest subiect a fost neinteresant pentru cei care conduc orașul, iată că, dintr-o dată, subiectul a devenit foarte fierbinte. Atât de fierbinte încât, fără o analiză sau o pregătire prealabilă, comenzile primăriei către citadini au început să curgă, iar societatea aflată în subordinea primăriei și coordonată efectiv de primar și administrator public a început rapid asfaltare. Toate bune și frumoase, bună inițiativă, păcat că ai noștri edili își bat joc fără niciun pic de jenă de banul dumneavoastră al cetățenilor. În parcul din Brădet, aleile au fost parțial asfaltate direct peste iarbă, cu un asfalt de o calitate cam îndoielnică, credem noi, dacă au crescut flori și iarbă prin el. Am filmat stadiul în care se află în momentul de față vegetația din asfalt și suntem foarte curioși să aflăm dacă și acest spațiu asfaltat va intra în programul de cosit al ierbii. Tot în parcul din Brădet ai noștri edili prin citadini, evident, au considerat că ar fi cazul să vopsească băncile și mobilierul de joacă din parc, adică să îi dea o altă față, așa pentru o săptămână sau două. Că treabă de calitate nu au reușit să facă nici aici, vorba aceea, afară-i vopsit gardul, înăuntru leopardul. Au vopsit ei ce au vopsit, dar fără să pregătească puțin acest lucru, astfel încât vopsia a fost aplicată direct peste lemnul scorojit. Mai să fie, oare dacă ar plăti din banii lor, nu din banii dumneavoastră, dragii noștri conducători din municipiu, la fel s-ar comporta? Înțelegem cu toții că este campanie electorală, dar nu credem că este cazul să bifați reușite în administrație în ultima lună de mandat. Nu credem că este necesar să aruncați banii pe fereastră. Faceți ce puteți, oameni buni, dar nu vă bateți joc de cetățeni și de ceea ce faceți. Irosiți banii pe lucru de mântuială, iar plata către citadini se face ca și pentru o lucrare bună. Păcat, mare păcat.